Hello, uitați ce fac aici. Exact, fac ardei umpluți, așa cum n-am mai reușit să fac în celălalt vlog și nici ieri, că de aia n-am filmat. Da, n-am mai reușit să fac ardei umpluți, dar nu-i problemă că astăzi pe întâi încercăm și sper să ne iasă. Aici avem ceapa călită peste care am adăugat orez, peste care am adăugat bulion, peste care am adăugat apă. Urmează acum să pun și carnea deasupra, pentru că orezul ăsta 10 minute și s-a fiert pe jumătate. Și vedeți, nu m-am mai bătut cu orezul de data asta. Eu în istoria mea am avut foarte multe bătălii și de data asta se pare că ne-am înțeles. Imediat adaug și carnea, prietenul meu s-a ocupat de ardei. Am cumpărat până la urmă ardei galbeni, care nu sunt chiar foarte galbeni, au și un pic așa o tentă de verde, dar cu siguranță nu o să fie atât de amari pe cât sunt cei verzi. Mulțumesc pentru comentarii și pentru sugestii, că am primit foarte, foarte multe comentarii în care mi-a spus că sunt ok și cei verzi, doar că sunt mai amărui decât restul. Așa că am zis că o să-i congelez pe aceia verzi și o să-i adaug atunci când fac ciorbă, pentru că am înțeles că pentru asta e ok. Și folosim pe cei galbeni la ardei umpluți pe care îi facem astăzi. Oh my god, am emoții! Gata, ardeii sunt făcuți. Au stat 2 ore la cuptor, la cât 180 de grade și 200 în ultima jumătate de oră. Cam așa arată. Am pus foarte multă zeamă pentru că am pus cât să-i acopere. Am pus apă cu sos de roșii cât să-i acopere, fiindcă nu eram sigură. Unele persoane îmi ziceau că trebuie acoperiți, altele îmi spuneau că nu trebuie acoperiți, așa că eu am pus foarte multă zeamă, dar făcându-i la cuptor, cred că ar trebui să pun jumătate din cantitate, dar în fine, nu e ca și cum încurcă cu ceva. Aici vedeți că am scopit noi ca să gustăm. Sunt făcuți, sunt relativ gustoși, nu sunt cei mai buni ardei pe care i-am mâncat vreodată, dar sunt ardei văcuți de noi, ceea ce mi se pare foarte tare. Pe seara aceasta am luat deja cina pentru că e în jur de ora 11 și n-aveam cum să așteptăm atât de mult, dar sunt încântate. Îi lăsăm la răcit. Cred că ar fi de bună să-i punem pe balcon, deși 10 grade afară, nu e ca și cum o să ajute în vreun fel, dar doar să se răcească un pic mai repede. Da, deci sunt gata, ardei umpluți, mâine mâncăm cu smântână, cu pâine, pe care trebuie să cumpărăm mâine, că azi n-am avut, fiindcă nu ne-am organizat, să cumpărăm de la magazin de bazan, că o să ne iasă pâine la mașina de pâine, dar din păcate n-a ieșit. Da, în fine, acum este 11 noaptea, deci eu mă retrag ușor ușor în dormitor și vă iau și pe voi pentru că vreau să discutăm un pic. E destul de răcoare aici în dormitor, pentru că n-a stat nimeni astăzi, iar eu urmează să mă schimb în pijamale și trebuie să-mi găsesc niște pijamale. Dar unde sunt? Unde sunt? Că văd că nu sunt aici. Sunt în hala deocamdată. Am dat și drumul la căldură ca să fie mai ok. Și mi-am adus toate catrafusele. Frate, incredibil. Unde sunt pijamalele oare? Ar fi la uscat, dar nu încă azi. Da, în fine. Ne ridicăm de aici. Închidem șifonierul. Gata? O să-mi caut eu pijamalele după ce vorbesc cu voi, pentru că acum, sincer, nu știu. Deci nu sunt undeva, probabil că sunt undeva strânse, fiindcă s-or fi uscat, habar n-am. Dar, mă rog, în altă ordine de idei. Mă gândeam că pentru vlogul trecut pe care voi l-ați văzut, am dat o informație după care n-am mai completat-o, terminat-o, în sensul că v-am zis că le facem baie pisicilor pe 29 sau pe 30, n-am mai reușit. Deci nu am reușit efectiv să ne urnim, deși nu durează mai mult de, nu știu, jumătate de oră, 40 de minute, toate 3. N-am reușit să ne organizăm, deci încă nu le-am făcut baie, dar eu sper că mâine le facem baie. Asta zic în fiecare zi. Și până acum nu s-a întâmplat. Așa, deci voiam să vă zic treaba asta cu pisicile și mai era ceva. Trebuie să vă povestesc ieri cu Revelionul. Da, a fost palpitant. Ieri am făcut tort, după ce am mai stat, m-am culcat, iar pe seara au mai venit până la urmă niște prieteni la noi și din cauza asta n-am reușit să filmez, n-am reușit să mă machiez, n-am reușit să fac absolut nimic din ce mi-am propus, n-am mai gătit nici ardei în plus, de aia am făcut abia astăzi.
pentru că, na, era ora 6 și ne-au venit musafiri și n-aveam cum efectiv să vin, adică nu mai aveam cum să mai filmez, nu mai aveam nici timp, nici dispoziție, na, am vrut să stau cu oamenii, am jucat jocuri și am mâncat și ce am mai făcut noi. Așa că ieri cred că a fost primul revelion din ultimii mulți ani de zile în care nu am fost machiată, am stat efectiv într-un hanorac și în blugi și șosete pufoase sau ce am avut în picioare și cam asta a fost. Dar da, oricum a fost un revelion foarte lazy, foarte chill și alte cuvinte fancy în engleză. Da, nu știu, și azi seara ne-am culcat la 5. 5 era? 5 jumate. Și m-am trezit pe la vreo 1, cam așa, astăzi. Și mă simt obosită, vreau în seara asta să mă culc mai devreme. Nu știu câte ceasul acum, cred că e vreo 11 noapte, din da, e 11 jumate noaptea. Și vreau ca la maxim 1 să dorm deja. Așa că am zis să vin aici în pat, să mă relaxez. Și mi-am adus agenda, pentru că m-am apucat să-mi notez tot felul de lucruri. A început luna ianuarie, a început noul an, deci gata cu vlogmasul, cu vlogurile zilnice și cu programul ăsta special, cumva ne întoarcem la ceea ce era înainte. Programul meu o să rămână la fel, tot miercuri, vineri și duminică o să avem clipuri. Clipurile vor fi în continuare diverse și chiar mă gândeam că în momentul în care mă bătea pe mine gândul să mă apuc de YouTube, acum mulți, mulți ani, lucru care mă făcea să-mi doresc să fac YouTube erau vlogurile. Deci mi se părea senzațional, adoram să mă uit la vloguri și îmi doream foarte mult să filmez și eu, pentru că exact ceea ce fac acum, treaba asta pe care o admiram și o iubeam atât de mult la celălalt, și anume naturalețea, viața asta extrem de normală și de basic, pe care oamenii care filmează îți dau ocazia să o vezi. Fiindcă, nu știu, lucruri extraordinare, eu v-am mai zis părerea mea despre treaba asta cu vlogurile și cu, că n-ai o viață interesantă. Există foarte multe emisiuni și locuri în care poți să vezi viața extraordinară a oamenilor, a vedetelor, a oamenilor care sunt așa cumva foarte sus sau foarte departe de noi cei obișnuiți, dar mi-e mai tare și mai mișto, mi se pare, să vezi viața unui om care e natural, care nu încearcă să pozeze nimic și să facă nimic special pentru că filmează un vlog. Nu știu, eu așa, asta fac, poate am și de pierdut, da? Dar încerc să mă țin de ceea ce sunt eu și eu când visam așa că poate să fac YouTube într-o zi, visam să fac vloguri și, nu știu, deși filmez vlog în fiecare săptămână, cred, tot simt că parcă nu e suficient și parcă aș vrea să postez 2 vloguri pe săptămână și un clip din ăsta de favorite sau empty sau alte chestii. Nu știu dacă va fi așa, cel mai probabil că nu, dar, nu știu, perioada asta am foarte mare chef să filmez zilnic, pentru că m-am obișnuit de la Vlogmas, când filmam în fiecare zi, destul de mult trebuia să filmez minim 20 minute, jumătate de oră în fiecare zi și cumva m-am obișnuit, iar acum, imediat ce se întâmplă ceva, simt nevoia să pun una pe cameră și să împărtășesc și cu voi. Nu știu, așa m-am obișnuit și nu pot să zic că îmi pare rău. S-a oprit filmarea, nu știu de ce. Eu v-am zis ce zi e astăzi, da, v-am zis că e 1 ianuarie. Aveam zația că... da, deci clipurile, cum spuneam. M-am gândit. Știți că la început de an, mă rog, final de an, se fac clipurile acelea cu favoritele anului, pe care mă gândeam și eu să-l fac din nou. Cred că anul trecut l-am făcut, dar nu știu ce să zic, parcă... Nu știu, eu sunt într-o relație din asta de love-hate cu clipurile de favorite. Nu știu, sincer, ce părere am despre ele, deși am făcut 10 de clipuri de genul ăsta. Nu sunt foarte, foarte convinsă de ele, în sensul că nu prea au vizionări, am observat, pentru că și eu, cumva, când mă uit la persoanele pe care le urmăresc și fac că au postat, nu știu, 5 persoane clipurile cu favorite, vă dați seama că nu mă uit la toate, pentru că așa mă simt bombardată de produse, multe produse care îi plac persoanele respective, de obicei dacă urmărești cam știi ce produse o să-ți arate, așa că înțeleg cumva și înțeleg de ce clipurile de empties, de exemplu, sunt mult mai iubite. E cumva de înțeles, pentru că și eu gândesc la fel. Și din cauza asta nu o să mai fac clipuri cu favorite lunar, și o să fac favoritele momentului și am de asemenea o altă idee cum să fac clipurile astea cu favorite mai ușor de vizionat. Am o idee, o să vedem dacă o să-mi iasă, dar până atunci, ca, nu știu, cumva să vorbim totuși despre momente și lucruri care s-au întâmplat în anul 2020, m-am gândit să fac un fel de clip. Am combinat așa mai multe idei și mai multe lucruri pe care le-am văzut și, nu știu, efectiv nu am găsit genul ăsta de clip pe YouTube. Nu știu, ia asta să mai caut o dată, că mi-am dat seama că n-am căutat în toate felurile posibile. Posibil ca până la momentul în care eu vă... adică, nu știu, când vedeți chestiile astea pe care vă le zic acum, să fi postat deja clipul ăla, pentru că aș vrea să-l filmez mâine.
Și de asta vreau să mă organizez cu el în seara asta. Ideea e că vreau să fac așa ca un fel de top cu cel mai bun și cel mai rău. De exemplu, moment din 2020, produs de machiaj, film, serial, călătorie, haină, experiență, clip de pe YouTube de al meu sau de al altora. Ceva de genul ăsta. V-am zis, nu am reușit să găsesc nici clip pe YouTube, nici vreun tag. Am zis că o să-mi fie mai simplu decât să gândesc eu din căpșorul meu pe ce criteriu aș putea să fac acest top. Uite, parfum, văd parfumuri. Cel mai bun și cel mai nașpa parfum pe care l-am milosit anul acesta. Așa, deci am zis, în loc să mă chinui eu să găsesc idei, să caut un tag, poate exista, pentru că mă mai ajut uneori de taguri și în ceea ce privește mâncarea și întrebări din astea random, dar nu am găsit, așa că cred că o să postez pe Instagram mâine, dar mi-e foarte greu să explic conceptul ăsta, deci nu știu de ce mi-a de complicat, că, nu știu, practic trebuie să numești cel mai bun și cel mai rău din ceva, nu? Cred că așa e cel mai simplu de explicat. Nu știu, mi se pare foarte complicat, așa o tornadă în capul meu de idei. Mă rog, ați înțeles ideea. Și acum trebuie să mă gândesc și la mai multe, cum să le zic, frate, categorii? Categorii? Ați înțeles? Sper. Trebuie să mă gândesc și la care este cel mai bun produs și cel mai prost produs de machiaj, cel mai bun produs, cel mai prost produs de skincare, la fel și cu film, la fel și cu serial. Și o să-mi iau un pic... Pentru că în momentul ăsta, vă zic sincer că am creierul gol, posibil și de la faptul că sunt un pic obo, da, chiar sunt, dar trebuie să mă gândesc până mâine, aș vrea să-l filmez mâine, ca să-l postez poate mâine seară. Așa mi-aș dori, așa mi-aș propune, dar depinde cum mă mișc. Ce-i drept, pentru mâine n-am foarte multe lucruri de făcut, trebuie să facem niște cumpărături pentru casă și să le facem baie la pisici. Pe lângă asta, casa e curată, mâncarea e făcută, adică lucrurile ar trebui să meargă bine, părul meu nu stă... Tocmai extraordinar, de asta l-am și prins în două codițe, dar văd eu cum fac, îl prind cumva și mă pun pe filmat. Asta aș vrea eu. Ăsta e planul pentru mâine. Da, pe lângă acest clip v-am zis că vreau să fac ceva și cu favorite, să vorbesc despre favoritele în luna decembrie, pentru că am testat foarte multe produse în luna decembrie și pot să zic că am un relativ top și o să pun și în aplicare ideea asta pe care o am eu. După aceea aș vrea să filmez și un clip Get Ready With Me, pentru că mie îmi plac la nebunie clipurile astea, sau măcar un machiaj, dacă tot n-am reușit să filmez de Revelion, nu, dar v-am zis, nici nu m-am machiat de Revelion. Cum, unde le-am scris? Ah, cred că aici. Nebunie la mine în agenda. Trebuie să filmez și rutina de îngrijire a părului. Vreau să filmez colecție de parfumuri. Vreau să mai fac o listă de produse sub 10 lei. Vreau să... Am zis de... Așa, vreau să mai filmez mukbang-uri. De obicei nu-mi place să vorbesc despre lucrurile pe care urmează să le fac, pentru că prefer să le fac în loc să vorbesc despre asta, dar am zis acum ca idee, dacă tot e la modă chestia asta, că a început un nou an și trebuie să-ți faci lista aia de... Cum îi zice? Rezoluții? Parcă așa era. Pentru următorul an eu nu sunt deloc fan. În general, pentru mine lucrurile astea nu merg de genul de luni mă apuc de sport, de luna viitoare de pe întâi fac nu știu ce, de la anul fac la schimb total viața și nu știu, vreau să ating nirvana. Nu, chestia asta pentru mine nu funcționează. Pot fi oameni pentru care merg, dar la mine dacă vreau să fac o schimbare, de obicei o fac acum, din secunda asta, pentru că sunt foarte nerăbdătoare de fiel, da? Și sunt și moldoveancă de fiel. Îmi pierd entuziasmul și după nu mai are niciun sens. Deci pentru mine ori acum, ori niciodată. Cam așa funcționează. Ha, da, de mâine, apropo că tot vorbeam că de mâine, mă apuc de sport. Și... Dar cam trebuie, pentru că am tras chiul în ultimul timp. N-am mai făcut de minim o lună absolut nimic și nu sunt mândră de chestia asta. Nu simt neapărat că se vede, chiar mă uitam la mine în oglindă, eu nu mă cântăresc absolut deloc, dar mă uitam la mine în oglindă și nu mi se pare neapărat că... Orică m-am îngrășat sau că sunt... cum să zic, nu sunt în formă, dar întotdeauna e loc de mai bine, nu? Zic eu. Da. Și eu v-am zis, clipuri de astea cu rezoluții nu o să vedeți de la mine, cred, vreodată, pentru că nu sunt genul, dar recunosc că în momentul în care încep un nou an, se simte așa în aer un, cum să zic, e un sentiment din ăsta de, hai că pot, hai să fac. E un nou început, știi cumva, deși e o treabă aparentă, na, poți oricând, fie că, nu știu, 2 mai, 3 decembrie sau orice dată din an, poți să schimbi ceva. Dar, nu știu, faptul, parcă te încurajează așa un pic, te gândești, hai mă, hai că începe un nou an, ai un nou suflu așa, e ceva în aer.
Și nu știu, dacă mai ales dacă te uiți pe social media, toată lumea vorbește despre noi începuturi, despre multă speranță și organizarea vieții lor sau reorganizarea și te inspiră și pe tine. Și da, asta simt și eu. Acum am mai multe planuri cu mine și chiar sunt așa optimistă. Lucru pe care nu pot să-l zic foarte des despre mine. Dar da, sunt optimistă și am încredere că dacă mă organizez și asta plănuiesc, să mă organizez mai bine de acum încolo față de cum am făcut până acum. Și să fac niște lucruri diferit față de cum le-am făcut până acum. Da. Vedeți, deși sunt destul de obosită și e 12 noaptea, am mintea foarte, foarte așa agitată și în 7000 de direcții. Oricum, v-am zis ce aveam de zis pe seara asta, poate chiar am vorbit un pic cam mult, dar sper că n-a mai rămas nimic nezis din vlogul trecut, că a rămas așa cumva cu încheierea în aer, să zic așa, n-am mai vorbit, ci pur și simplu v-am scris vouă pe ecran, dar da, îmi place la nebunie să fac vloguri, frate, nu știu, e așa o pasiune sinceră și din suflet, deci vorbesc serios. E ca la început, nu s-a schimbat nimic. Deși au fost momente, recunosc, în care eram așa foarte dezumflată și voiam să mă las și mi se părea că n-are sens și care-i rostul, de ce aș face așa ceva, de ce să văd în fiecare zi comentarii urâte și să mă chinui cu editatul și să am probleme cu cardul, cum am momentul ăsta, să mă chinui să filmez niște chestii după care cardul mi le șterge, nu îmi dă voie, deci nu vă imaginați prin ce probleme tehnice poți să treci, mai ales dacă ești o persoană și total paralelă cu zona asta cum sunt eu. Și mă gândesc, frate, de ce îmi trebuie mie, dar nu știu dacă am vreo zi în an în care să nu fac ceva în sensul ăsta. E un job full-time, efectiv, și zi și noapte te gândești la asta, faci ceva pentru asta, fie că editezi, te gândești, filmezi, ești acolo, prezentă, te uiți prin comentarii, eu mă uit pe la mine prin clipuri, văd lucruri, mă uit la statistici, am foarte multă treabă. Da, gata, hai că vorbesc foarte mult. Cred că pe seara asta vă las. Îmi continui și eu treaba aici cu agenda. Dacă termin și îmi notez toate ideile și așa, o să mai și desenez puțin în cartea asta minunată, în care vă dați seama că nu prea am mai umblat, că am fost plecată de acasă, dar mă așteaptă și e și cu anxietate. Citesc, mă ajută să mă și dezvolt, să scap de problemele pe care le-am și abia aștept să mai desenez în ea și mă relaxează și poate mă ajută să adorm mai devreme. Vă las deocamdată, seară faină și ne auzim mâine! Neața, nu vă uitați la părul meu, că e ciufulit! Nu vă uitați la el! Eu m-am trezit, m-am apucat de sport, finally! Uitați, am gantele lângă mine! Hello! E greu, e greu, nu o să mint și n-am făcut nimic complicat, dar wow! Se vede că n-am mai făcut de mult timp absolut nimic, în afară de mers pe jos. Iar acum vreau să-mi iau micul dejun în timp ce iubitul meu este la Kaufland și face niște cumpărături, pentru că nu mai avem multe chestii, fiindcă a fost ieri închis și da, nu mai avem pâine, nu mai avem portocale, să te naști pasta de dinți dimineața asta, sau are chestii de cumpărat și da. Cam asta e. Eu o să mă pun să mănânc. Hai să vă arăt ce am luat micul dejun. Doamne, părul ăsta este groaznic. Mi-am făcut un suc de portocale din 4 portocale. Paharul ăsta are 400 de mililitri și uitați cât de mult este. Deci este o tonă de suc de portocale, dar e atât de bun la dor. Așa. De obicei îmi place dimineața să-mi fac suc de portocale și pe parcursul zilei să mănânc portocalele ca gustare. Cred că n-am nevoie de alt fruct. Așa, iar aici mi-am făcut un porridge de la Dr. Oetker, în care am pus semințe de chia. Și câteva fructe de pădure pentru antioxidanți. Și asta mănânc eu în dimineața aceasta. După care cred că o să fac un pic de ordine prin casă. Trebuie să și filmez astăzi. O să și testăm ardei umpluți, să vedem cum au ieșit. Lucruri de genul acesta. Este foarte soare, foarte, 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 foarte cald. Este minuman de cald pentru perioada asta. Eu sincer nu am chef de căldură. Sper să se facă frig la loc. Soarele nu mă deranjează atât de tare, dar aia e. Gata, vă las că mă pun să mănânc micul dejun, că mi-e foame. Neața, dau seama că ieri n-am prea filmat, dar nu-i problema că vă povestesc acum. Este duminică dimineață. Nu e chiar dimineață, pentru că mi-am pus alarma pe la vreo 9:30 și jur că nu am auzit-o. Deci nu știu ce s-a întâmplat. N-am auzit alarma, am dormit până la 11 și ceva. Aia e. E mai bine decât ieri când ne-am trezit la 1. Dar da.
N-am vorbit cu ieri, ieri cu voi, pentru că ziua mea a fost cam în felul următor. Am mâncat ardei umpluți, care au ieșit foarte buni, după care m-am pus pe filmat, am filmat clipul despre care v-am vorbit în vlogul ăsta și mi-am dat seama cât de mult am vorbit și un pic inutil, pentru că nu e ca și cum urmează să-l vedeți, deja l-ați văzut voi la momentul la care apare vlogul ăsta. L-am filmat, a fost greu de filmat. A fost foarte complicat de filmat, nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat am început cu lumina naturală, lumina naturală s-a terminat, a trebuit să refilmez, în fine, m-am enervat, după aia l-am editat și mai pe seară m-am spălat pe cap. Mai pe seară, adică între timp, m-am spălat pe cap și după aia am mai scris în agenda, m-am uitat pe YouTube, lucruri de genul, iar înainte, adică ne-am băgat în pat și ne-am uitat la ceva super interesant pe Netflix. Se numește, este un fel de documentar parodie sau ceva de genul ăsta, care se numește Death to 2020, cred că tu era cuvântul, că aseară ziceam că e in, că e nu știu ce, nu e tu. Doamne, mai am foarte puțin din uleiul ăsta și este foarte greu. Dacă vă întrebați ce fac, îmi sparg crusta, care s-a format aseară și nu prea s-a format crusta, nu știu de ce, și părul meu stă de zici că sunt nebună, trebuie să-i fac eu ceva. Da, și am dat click imediat ce am văzut că scrie acolo documentar parodie, zic ok. Și a fost practic o prezentare a anului 2020, într-o perspectivă, cum să zic, adică realistă, dădea chiar evenimente care s-au întâmplat. Dar, nu știu, nu vreau să vă dau spoilere sau ceva, că dacă încep să vă zic acum, nici mai are sens să vă uitați, dar eu vă recomand să vă uitați. Nu, n-am cuvinte, e foarte fain. Sunt, cum să zic, deci în centrul atenției, așa cum a și fost anul ăsta, este evident pandemia și alegerile din America și sunt mai mulți oameni care practic sunt intervievați, oameni diferiți, unii amuzanți, alții un pic nebuni, dar e amuzant, adică chiar vă recomand. Eu nu știu, are vreo oră jumătate sau o oră 40, ceva de genul, chiar mi-a plăcut foarte mult, deci am râs foarte mult, ceea ce e rar. Rar găsesc o comedie care să fie pe gustul meu și asta, nu știu, fiind așa un documentar parodie, chiar mi se pare amuzant ce a făcut Netflix-ul. Și te mai pune și, adică eu nu prea mă uit la știri, nu prea sunt la curent cu ce se întâmplă. Nu știu dacă e un lucru rău sau bun, luați-o cum vreți și faceți ce vreți. Eu, nu știu, prefer să nu mă expun unor știri pentru că nu, pentru că mă afectează, n-are sens să mă enervez sau chestii. Știu minimul, na, cât să pot să trăiesc pe planeta asta. Dar am aflat câteva chestii din documentar, pentru că v-am zis că erau prezentate știri reale și chiar mi s-a părut foarte amuzant. Mi-a plăcut mult. Da, și practic asta s-a întâmplat, după care somn. Și acum am trezit și este foarte întunecat afară. Cred că se pare că mi s-au ascultat rugămințile în care mă plângeam eu că e prea cald și noaptea și dimineața și, Doamne, cum arăt! Cât păr. Acum este întunecat, aparent a și plouat și cred că e frig, n-am deschis încă niciun geam, n-am avut curaj, dar urmează să fac și chestia asta. Și planurile ar fi să mergem la o tură de cumpărături, pentru că deși avem mâncare de prânz, mai e nevoie și de alte lucruri. Și cred că eu aș vrea la Lidl. Deși știu că acolo e de obicei pe cheltuit mulți bani și nu cumpărat foarte multe lucruri, dar n-am mai fost la Lidl, cred că de mai mult de o lună. Sigur e mai mult de o lună. Și mi-e dor de niște lucruri pe care le găsesc doar acolo, cum ar fi pizza aceea, aia cu spanac, care e vegană, cred, aia la 6 lei. Și mai sunt lucruri la Lidl, găsești chestii așa mai interesante și de asta am chef. Și da, eu acolo aș vrea să mergem, dar să vedem cum de organizăm. Încerc încet, încet, promit să-mi reglez programul de somn, pentru că a luat-o razna odată cu luna decembrie și mai ales cu Crăciunul, razna rău de tot, cum m-am curcat la 4, la 5, wow, a, și cu Revelionul, nu mai zic, atunci s-a intensificat cumva, mi s-a întârziat și mai tare programul de somn și aseară am reușit să adorm, cred că pe la 2, cred că 2, ceea ce e clar mai bine, și m-am trezit la 11. În seara asta am de gând să mă culc la 12 și să mă trezesc poate la un 10 și să rămână cumva în jurul acestor ore programul meu de somn. Eu aș vrea să mă trezesc mai devreme, dar să vedem dacă îmi iese. Da, ok. Cam atât.
Trebuie să și mâncăm ceva înainte să plecăm. Doamne, ce, îmi dau seama ce întunecat e și acum parcă regret un pic că m-am plâns de soare. Dar e mai normală vreme. Sper, o să vedem. Da, o să vedem, mâncăm repede ceva, probabil. Fac și ceva la părul ăsta ca să nu-i sperii pe oamenii din Lidl. Trebuie să mi-am urcat clipul pe YouTube, trebuie să-i mai fac ultimele modificări ca să pot să-l și postez. Aș vrea să-l postez până în 12, deja e 12 și 8 minute și nu l-am postat, dar o să-l postez acum la prânz, așa m-am gândit eu. Pentru astăzi. Într-un fel, deja mi-am reluat programul, adică ultimul clip pe care l-am postat cred că a fost, mă rog, joi, nu miercuri, și acum e duminică și probabil o să am clip și pentru miercuri. Probabil vlogul ăsta sau altceva. Da. Să vedem. Nu știu, trebuie să mă și îmbrac. Mă pregătesc și mergem împreună să facem o tură de cumpărături la Lidl. Poate vi le și filmez dacă e interesant. Poate reușesc să și filmez prin Lidl. Sper că nu e aglomerat. Că am strălucit aglomerația din supermarketuri. Sper din tot sufletul că lumea s-a liniștit și că ne cumpărăm la ritmul normal, fără să ne călcăm în picioare. Suntem în Lidl și vorbesc așa undercover ca să nu mă vadă nimeni, să nu țipe nimeni la mine. Suntem aici la congelate, am luat pizza. Da, cam asta, e destul de liber din fericire. Și vedeți ce păr am mâncat. Mă bucur că nu sunt mulți oameni ca să nu-i sperii. Și asta e ce am luat până acum. Am luat pizza de care vă ziceam și am luat și una cu ton. S-o încerc. Șervețele drăguțe, grana padana, chifle, chestii, lapte. Merge bine până acum. Cam gata cumpărăturile. Astea sunt. Nu sunt multe, dar eu sunt mulțumită că n-am luat prea multe tâmpenii. Vedeți că mi-am luat acolo înghețată, struguri, chestii. Dar în afară de asta, chiar cred că am fost responsabil și am luat de mâncare mai mult. Gata sesiunea asta de cumpărături. Acum ne chemăm un Uber și mergem acasă. A fost foarte, foarte rapid, nu știu. Parcă înainte dura mult mai mult să facem cumpărături. Da, asta e înghețată pentru el. Acum am fost foarte eficienți, a fost lejer. Acum mergem acasă. Am ajuns acasă și am zis să vă arăt cumpărăturile pe care le-am făcut. Și avem așa, două pachete de șervețele. Din astea de Crăciun. Îmi place tare, tare mult modelul și sunt din astea cu două straturi și sunt foarte, foarte multe. După aceea, ni s-a terminat șervețele umede universale, așa că am luat un pachet. Aș fi luat două, dar din păcate aveau doar cu lămâie și nu este aroma mea preferată, așa că am să iau doar unul. Am luat și niște condimente. Am luat cimbru pentru că am realizat că nu mai am. Am luat și mărar uscat pentru că pătrunjel uscat este. Busuioc. Și un amestec cu curry și alte condimente, ca să vedem cum e. Vreau să fac supă cremă de cartofi, așa că am luat niște, cum să le zic, scrie soup pearls. Sunt practic mini curtoane, sunt așa un pic uleioase și fac supa, orice supă foarte basic și plictisitoare să fie tare bună. Și acum realizez că am uitat să iau lămâie pentru supă, dar o să mănânc cu iaurt, mă rog. Așa, după aceea avem batoane din astea de Susan. Știi că mai e o de asta, nu? Așa, am mai luat încă un baton cu Susan. E foarte bun. Aici avem așa. 3 chifle cu cartofi. Și în asta... dar ce ai pus aici? Ai luat și de la cu măr? Nu trebuia. Nu vreau cu măr. Tu ți-ai luat. Am crezut că pentru mine. Ai înțeles greșit. Așa, deci avem ceva cu măr. Ceva cu vișine, un strudel și o treabă din asta care are spanac și e foarte ok. Așa, mai departe. Am văzut acest mix de legume și era doar 3 lei și am văzut că are și brocoli și conopidă și morcov. Am zis că e ok așa. Nu sunt foarte multe, dar cred că pentru două mese, pentru mine, ajung. Mi-am luat și grana padano. Am zis că o să îl desfac și o să congelez și o să-mi scot așa câte puțin. Pentru că eu nu... Vă dați seama câtă brânză din asta pot să mănânci. Și mereu se întâmpla să trebuiască să o arunc. Aici am și două plicuri de Whiskas, nu sunt pentru pisicile noastre. Deși din când în când le mai dăm așa ca un fel de fast food. Așa, deci am luat și două plicuri de Whiskas pentru animalțele de afară. Apoi, salam Victoria. Voiam eu ceva pentru micul dejun, pentru sandwich-uri și nu știu, m-am cam săturat de toate lucrurile pe care le-am mâncat. Și am să le iau pe ăsta, nu știu cum e. Arată ca o șuncă, mai degrabă, dar pe el scrie salam, nu știu. Și am luat și niște icre. Pe asta nu cred că le-am mai încercat. Apoi, cea mai bună zacuscă este cea din Lidl, dintre cele pe care le-am încercat. Asta este zacuscă de vinete, iar aceasta este de ardei capia copți cu ciuperci. Foarte bune amândouă, sunt cele mai faine, vă asigur eu. Spirale cu Susan, asta ca și gustare. Două sticle de lapte, o să am nevoie și pentru micul dejun, dar și pentru supa cremă de cartofi. Am luat o înghețată cu chidou pentru că n-am mai mâncat de mult.
Așa. Apoi, un sus de soia, pentru că trebuie să înlocuim pe cel din frigider care e deschis de mult timp. Aici am portocale în casă, fructele principale, dar am găsit afine, 10 lei, 200 de grame și arată chiar ok. Și struguri, din ăștia fără sâmburi, pisici. Am cumpărat și acest gel pentru igiena intimă, pentru că are pompiță și cel pe care l-am eu e tot de la Lidl și are capac și este atât de enervant, trebuie mereu să scurg, așa că o să pun pompița la celălalt și după aia o să o pun înapoi aici când celălalt se termină. Am luat și cartofi, ăștia erau singuri care îmi scapur mie că arată mai bine din Lidl și sunt așa mai roșii. Și ultimele trei lucruri pe care le-am luat sunt cutiile de pizza despre care vă și vorbeam în magazin, o pizza cu ton. Mi-e poftă, n-am mai mâncat de foarte mult timp pizza cu ton și două din acestea care au pizza verdura, care au spanac, roșii și, doamne, e foarte bună. Îmi pun de obicei mozzarella sau grana padano peste și este foarte, foarte bună pizza asta. Da, și astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Zic eu că sunt ok și că au completat așa cumva ce mai avem prin frigider. Acum vreau să mă pun și eu să mănânc. Ardei, e prânzul și vreau să mănânc. Și mai departe vedem ce facem. E o zi de duminică liniștită, drăguță. Neața, este miercuri astăzi, 6 ianuarie. N-am mai vorbit de mult timp. Am primit o veste foarte bună. Abia m-am oprit din plâns. Nu o să vă zic deocamdată despre ce este vorba, dar am primit o veste pe care o aștept de mult timp și, oh my god, nu ține neapărat de mine, dar v-am zis, nu o să vă zic acum, o să vă zic la momentul potrivit. Abia aștept. Oh my god. Doamne, deci nu vă imaginați, azi noapte n-am dormit, am stat cu miliarde de emoții și probabil multe dintre voi vă întrebați, Andreea, ce e? Care e faza? De ce n-ai dormit o noapte? Chiar sunt curioasă dacă v-au ghicit cineva în comentarii. Eu chiar sunt foarte curioasă și sunt sigură că comentariile vor fi de genul, nu știu, ești gravidă, ești măritată, dar câte, mă rog, ai fost cerută, nu e nimic de genul ăsta. Dar e ceva ce-mi doresc de nu știu, nu pot să vă descriu de când. Și în dimineața asta, în sfârșit, s-a întâmplat. Azi noapte nici că am dormit, m-am culcat pe la vreo 4-5, nu știu era ceasul, abia am reușit să adormi, nu mi-amintesc cum am adormit, efectiv. Nu pot să-mi amintesc, cred că pur și simplu am căzut. Și m-am trezit la 9 și de atunci n-am mai putut să dorm, deci am dormit 4 sau 5 ore, ceva de genul ăsta, sunt ruptă de somn, după cum mă vedeți. Și am zis să vorbesc cu voi, să vă împărtășesc, adică nu vă împărtășesc, să vă zic că am o veste, dar să vă zic vestea. E soare afară, e frumos, aici sunt niște șosete pe care abia l-am împăturit, sunt geamurile deschise, gălăgie, dar știți ceva, nici nu contează. Pentru că, în sfârșit, doamne, da, o să vă, nu o să vă povestesc foarte multe, probabil chiar și atunci când vă dau vestea, dar o să vă zic atunci despre ce este vorba, când o să fie momentul. Deocamdată, da, în sfârșit, doamne, mie nu vine să crede, sunt șocat. Mă rog, nu o să mai vorbesc despre asta cu voi, că probabil sunt enervantă, să, nu știu, fiu atât de entuziasmată și voi să nu știți despre ce vorbesc, dar o să aflați și cred că o să vă bucurați și voi, pentru mine, slash, noi, mă rog, nu vă dau mai multe detalii, dar, I'm so excited. Ah, și părul arată bine. M-am spălat aseară pe cap. Nu-mi stătea părul deloc bine și am zis, hai să-i fac ceva special. Adică, ce nu fac de obicei mă refer și l-am pus pe cordon. Și cam așa arată. E foarte, foarte ondulat. Cred că nu o să-l pieptăm de data asta. Vreau să-l las așa, să vedem. Sper să se lase el. Și simt că mai aveam ceva să vă zic. Nu știu, în afară de faptul că e soare și că am un mega chef de viață, deși sunt foarte obosită, nu știu. Am și o febră la picioare pentru că am apucat de sport serios și am făcut ieri picioare, astăzi fac brațe. Am efectiv chef de viață, să vezi pe aici, deci cred că o să dorm la prânz de întoarsă, dar vreo două ore așa, cred că o să fiu așa în hype din ăsta, o să fiu gen, oh my god, hai să facem lucruri. Doamne, da, sunt foarte entuziasmată. În fine, să mă liniștesc un pic. Da, mă rog, astăzi mai aștept să vină și o comandă. O comandă, știți că am aruncat asta unde mi-a venit. O comandă pe care am dat-o acum, nu, când am dat? Deci azi e miercuri, da? Cred că am dat comanda luni sau duminică, nu mai știu. O comandă pe Expert Beauty. Mi-am luat în sfârșit base coat-ul acela de la C&D Shellac. Am dat pe el 100 de lei și n-am plătit transportul. Am vrut să dau comandă pe alt site, dar nu mergea. Așa că am zis ok, dau pe asta. Și oricum cu bani am ajuns în aceeași zonă.
După cum știți, eu am alergie la foarte multe din astea oje semipermanente, la geluri, și am găsit câteva produse la care nu sunt. Printre care și produsele de la C&D Shellac, care sunt cumva o combinație între oja semipermanentă și oja normală, și se pare că nu sunt alergică nici la top coat, nici la una dintre oje, dar la base coat nu știu, nu am încercat încă, dar am mari probleme cu rezistența unghiilor, în sensul că oricât de bine le fac și oricât de bine mi se pare mie că pregătesc unghia, frate, se decojește de aici de sus. Nu știu, nu pot să înțeleg care e motivul, așa că am zis că ok, hai să încerc alt produs, un base coat, în locul a ceea ce foloseam eu, a acelui produs de la Cupio, care se numește Recover Bioactive Gel. Ți-a luat că pisicile, dar le înțeleg că și o să agitată. Așa, mă gândesc că de la acela cumva poate nu face bine aderență cu unghia și ar fi bine să aplic ceva pe dedesubt sau habar n-am. O să văd eu cum fac oricum și cred că o să vă arăt și vouă. O să-mi fac unghiile cândva zilele viitoare, chiar dacă vine astăzi produsul, pentru că vreau să testez mai întâi pe braț să văd dacă sunt alergică sau nu, pentru că n-aș vrea să-mi fac unghiile și după aia să mă trezesc cu degetele crnăciori din nou umflate. Chiar n-aș vrea chestia asta. Așa că da, asta voi face. Voi primi astăzi produsul, că am primit mesaj să vină astăzi, îl testez aici și dacă în 24 de ore nu mi-apare nicio reacție, înseamnă că nu sunt alergică. Cred că o să fac mai întâi pedicura cu el și apoi manicura sau văd eu cum fac. Încă nu știu ce culoare vreau să le fac, dar știu că trebuie făcute. Vedeți și voi. Arată bine restul unghiilor, dar nu știu, la unghiile astea din mijloc nu prea am rezistență. Dacă se atinge așa simt că o să se rupă, iar unghia asta s-a decojit, așa că trebuie să mi le fac, nu știu, ori le fac negre, ori le fac cu sclipici, încă nu m-am hotărât. Am puține nuanțe și totuși am o mare problemă să mă decid. Mi-am inteles cum era că mă cea la unghii și Dumnezeule, deci îmi lua 2 ore cât îmi făcea fata aia săracă unghiile. Până în ultimul moment, eu încă mă gândeam cu alea, toate culorile în față, mă gândeam, zic ok, am chef să le fac și roșii, dar parcă le-aș face și nude, dar parcă le-aș face și negru, dar și mov, dar și eu, mai pisică la litier. Da. Nu știu, să vedem. Oricum, ajunge astăzi, îl testez. Țineți-mi, vă rog, pumnii să nu fiu alergică. Voi vedeți clipul acesta tot miercuri. Astăzi trebuie să le editez pe tot. Sper să mă încadrez bine cu timpul, că aș vrea să fac și un pic de ordine prin casă, să și editez, să și postez. Deci în vlogul ăsta nu o să vă zic practic, uite, da, sunt alergică sau nu, nu sunt alergică. O să aflați chestia asta în alt vlog. Ok, mă duc să strâng de la litieră ce fac pisicile, să mă apuc de treabă prin casă și când vine pachetul facem unboxing împreună, apoi fac încheierea acestui clip. Da, eu o să revin la euforia mea, sper să pot să mănânc, sincer. Oh my god, da, trebuie să mă și dau cu creme, că doar m-am spălat pe față și pe dinți și am zis, eu nu suport să filmez imediat după ce mă trezesc, trebuie neapărat să mă duc să-mi spăl pe față și pe dinți. Nu știu, e o chestie, nu pot altfel. E o treabă, nu știu care e faza. Da, mă duc la litieră, vă pup, ne vedem imediat. Încă n-a ajuns curierul, eu am terminat de editat, am făcut foarte multă curățenie prin casă, iar acum am venit și o să mă întind în pat, că nu mai pot de oboseală, deci, oh my god, aș dormi și am găsit-o pe puf, aici, stând așa. Chiar mă întrebam pe unde e prin casă, că ușa la dormitor era așa întredeschisă, nu vedeam clar. Și m-am tot uitat după ea, zic, băi, cred că e undeva, nu știu, se ascunde pe undeva sau e după perdea și stă la soare. Și nu era nici după perdea, ci era aici. Tot așa, stând la soare, e nebunită, puf, după căldură. Au, m-am mușcat. Da, stă tot timpul la... Oricât de cald de afară, asta mi se pare ciudat la ea. Uite, veni și Leo. Că oricât de cald de afară, chiar și vara, ea stă la soare. Zici că e și o pârlă, nu știu care e treaba cu ea. Da, pufarina, of, încă n-am apucat să le facem baie. Da, nu întrebați. Na, asta e situația. Trebuie cumpărat șampon, că șamponul pe care l-avem este expirat. Și trebuie să cumpărăm șampon. Asta practic s-a întâmplat de ne-am împiedicat să nu le facem baie. Uf, sunt obosită, nu știu, când sunt așa obosită oftez. Am vrut să fac un pic de sport, dar vă zic că nu am putere. N-am nici chef să gătesc, aș vrea doar să dorm. Dar mă gândesc că dacă mă pun să mă culc, ce se întâmplă? Mă sună curierul, mă trezește și îmi strică și tot cheful, că e nasol să trezesc cineva din somn. Dar așa stând în așteptarea lui, sincer, nu... N-am chef și n-am nici chef să-l sun, să-l întreb pe unde e și când ajunge. Așa că mai bine îmi las telefonul lângă mine, nu-l pun pe silențios și când mă sună, mă sună și aia e. Și uitați ce soare e afară. Se vede așa pe fața mea, pe părul meu. E foarte frumos. Astăzi este vreme de primăvară. E un pic trist că sunt copacii goi și arată un pic ciudat. Dar da, e foarte cald. M-am dus până jos și am dus gunoiul. Și zic, wow, cât de cald e, oricum mai pe după amiază trebuie să fac o plimbare până la un Mega sau orice fel de magazin, Kaufland, care o fi, pentru că trebuie să cumpăr pâine, trebuie să cumpăr fructe și una alta. Da, iubire! Oh,
Varina se lintă aici la mine. Băi, cât te-am filmat nu era așa durabilă. Nu, glumesc, ea e durabilă tot timpul. Ah, da. Hai că vă las gata, că vă plictisesc, cred că, cu oboseala mea și cu faptul că oftez non-stop. Uitați ce drăguț se vede. Se văd buclele astea în lumină. Nu sunt buclele mele preferate, nu știu cum să zic. Mi se pare că sunt prea buclate, prea strânse și dacă le pieptăn se frizează și mai tare decât eu, oricum e frizat părul, că ăsta e tipul meu de păr, dacă îl pieptăn pe uscat, aia e, l-am pieptănat înainte să-l pun pe cordon, că n-aveam altfel cum, era destul de curcățel așa și dubioșel și n-ar fi căpătat o formă frumoasă, dacă nu l-am pieptăn arată cam așa, nu știu. Trebuie să facem, cum zice Sorin Stratulat, trebuie să ne iubim părul, trebuie să-l acceptăm așa cum este, să stai și să te gândești că, oh my god, mi-aș fi, nu știu, să ai părul ondulat al meu și să-ți dorești să fie drept, natural, este fix o pierdere de timp, pentru că nu ai cum să schimbi asta. Eu încerc să accept, am și zile în care îmi stă părul bine și zile în care îmi stă părul nașpa, astăzi nu pot să zic că îmi stă nașpa, e un pic frizat, dar cu un pic de ulei se rezolvă. Da, gata, mă pun, mă întind un pic în pat, trag astea ca să nu mai îmi bată soarele în ochi, că clar n-adorm cu el așa. Au venit toate pisicile aici. Suntem bine? Aștept curierul să vedem, poate ajunge azi, mâine, n-ar fi rău. Tocmai ce m-am trezit, m-a trezit curierul. Am dormit vreo oră jumate, cam așa. Bă, se vede bine, ce-i drept, e vreo, nu știu, 4 aproape, ceea ce e super. O să rezist până de seară și poate cu puțin noroc de seară adorm și eu la o oră de oameni, gen, nu știu, la 12 sau ceva. A venit curierul cu produsul de pe Expert Beauty, cu acea bază, a venit cu un colet extrem de mic, care arată cam așa, care părea super ușor și m-am speriat, zic ok, poate nu-i gol totuși, dar nu, l-am desfăcut. L-am desfăcut repede să văd dacă e tot ok și era în interiorul acestei chestii și de-aia nu se auzea, efectiv, era așa și stătea perfect nemișcat, dar mă bucur că a ajuns în siguranță. Ok, acum hai să-l uităm împreună la produs, că tot ce am făcut a fost să-l scot. Asta este produsul. Este tot casc, să știți. Cam așa arată. Ok, este bază, iar pe spate scrie scrie în franceză, scrie și în engleză. Așa, se aplică un strat subțire și poate fi folosit exclusiv cu lampă LED. Ok, da. Ceea ce e ciudat este că pe partea asta a produsului scrie așa: Base Coat Shellac, bază permanentă. Se usucă în 10 secunde și asigură baza întregului sistem shellac. Și când am văzut că se usucă în 10 secunde, eram gen... Cum adică se usucă în 10 secunde? Nu-i de aia care se usucă la lampă, e care se usucă în 30 secunde sau 60. Dar pare a fi bază semi-permanentă, pare a fi ceea ce vreau eu. Este pur și simplu o bază transparentă, probabil. Hai să o și vedem dacă tot vorbesc atât despre ea. O să o pun pe mână să văd dacă sunt alergică și sper că nu. Și da, cum așa arată. Seamănă foarte mult cu top coat-ul. Wow, ce grea e. Acum am dat seama că cred că top coat-ul meu e pe final și cred că trebuia să-mi iau și un top coat. Totuși că mi-a plăcut și cred că singurul la care nu sunt alergică. Cam așa arată, dar pare transparentă. Miroase fix a ojă. Cred că ăsta e secretul. De asta cred că nu sunt eu alergică la ele, pentru că cele din gama asta, v-am zis, deci sunt ceva, un hibrid între ojă semi și ojă normală și miroase a ojă normală. E foarte ciudat. Prima oară când am mirosit cuvântul, cred că eram la fel, gen suspicioasă. Dar da, n-am nicio problemă și rezistă foarte bine. Top coat-ul nu este într-adevăr, nu este cel mai bun top coat din univers, dar e ok, adică asigură rezistență, strălucire, e totul super ok. N-am probleme și rezistă mai mult de 14 zile decât zic ei. Ok, da, cam asta. Acum mă pun să termin de editat vlogul și să-mi continui și eu treaba. Mă apuc, gătesc ceva, continui cu ordinea prin casă. Casa arată foarte bine, m-am ținut de treaba așa sonoroasă cum era. Actoare că casc. Așa, că am șters praf, am făcut ordine și am reorganizat niște lucruri care de mult săracele le se dau și mă așteptau să mă gurnesc eu. Gata, vă salut, vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog și ne vedem foarte curând cu un nou clip, să vedem ce va fi. Chiar nici eu nu sunt exact sigură ce vreau să filmez, probabil că va fi, dar nu vă zic. Vreau să stați așa cu sufletul la gură și să vă gândiți ce ar putea fi, ce va posta, suntem atât de curioși. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat, ne revedem la următorul clip, pa!